Salutare campionilor! Vreți să aflați cum puteți obține un fizic de luptător ca și acei sportivi pe care îi urmăriți în UFC, în K1? Indiferent că practicați acest sport, da? un sport de cotan sau că vă să de sala de forță sau că faceți fine sau că poate sunteți un sportiv de performanță, astăzi o să vă prezint două strategii ce vă va ajuta să obțineți acel fizic de luptător. Să trecem la treabă! Pentru cei care sunteți noi pe canal, numele meu este Flavus Băciuc și am o experiență de peste 10 ani în sport. Sunt un luptător eu am profesionist cu un palmares de 35 de meciuri și sunt nutriționist acreditat. Și astăzi, în acest video, o să vă prezint două strategii pe care atât eu cât și clienții de mele le folosesc și pe lângă asta și sportiv de talie mondială folosesc aceste două strategii ce ajută să obțină un, un fizic de luptător K1 sau UFC. Să trecem la treabă cu prima strategie. Folosiți postul intermitent. Da, de ce pun chestia cu nutriție înainte? Pentru că nu putem concura cu ceea ce mâncăm, nu putem concura cu dieta noastră. Dacă nu avem o dietă corespunzătoare atunci când facem sport, să știți că ne vom chinui foarte mult și rezultatele vor întârzia foarte mult să apară. De aceea uh, pun un mare accent pe nutriție pentru că este cea mai importantă atât pentru sănătatea noastră și pentru uh, fizicul pe care vrem să-l construim. Dar dacă vrem să avem un fizic de luptător sau un fizic mai atletic, trebuie să fim foarte atenți la nutriție. Și postul intermitesc îl folosesc eu în pregătirea mea cât și clienții mei pe care îi consiliez care nu au nicio treabă cu sportul sau adică fac doar fitness și nu uh, participă în ring, nu participă la lupte în competiții și așa mai departe. Deci uh, acest principiu te ajută foarte mult să arzi grăsimea din corp, să obții acea constituție atletică pe care vrei să o ai și uh, nu vreau să mă foarte mult cu acest principiu, doar ce am făcut un video despre acest principiu. Este un principiu foarte ușor de folosit cu rezultate rapide și eficiente pe durată lungă, adică poate să fie pe toată durata vieții. Eu folosesc acest principiu de mai bine de 2 ani de zile și rezultatele apar de la zi la zi tot mai mult, mă simt tot mai bine și așa mai departe. O să las în descriere video cu acest principiu și aici așa în card o să apară sus, însă nu vreau să mă cu acest video pentru că vreau să fiu scurt, concret și specific cu ceea ce trebuie să faceți să obțineți un fizic de luptător. Da? Acest principiu folosește și unul dintre renumiții campioni mondiali ai UFC-ului, George St-Pierre, a vorbit și despre acest principiu la un podcast renumit George Rogan Podcast, îl puteți urmări pe YouTube. Da? căutați Și tot mai multe, tot mai multe studii se fac, se fac despre acest principiu. Este și un documentar numit Fasting, în care discută despre cum puteți folosi intermitent fasting-ul pentru a preveni anumite boli și așa mai departe. Este foarte, foarte, un principiu foarte bun pentru sănătatea noastră, nu doar pentru fizic, doar pentru acea, cum să-i spun... Estetic, da? Do nu doar pentru aparențe. Da? Este bun și pentru uh, sănătatea noastră. Bun, să trecem la a doua strategie. Folosește antrenamente de tip HIIT. Da? Indi ce înseamnă hit? High Intensity Interval Training. Adică, chiar dacă nu mergi la o sală de sport, cu specific de arte marțiale și așa mai departe, și mergi la o sală de fitness, de bodybuilding, Vă dau un exemplu de antrenament de al meu. Da? Să zicem că facem într-o zi lucrați doar spate și uh, umeri da? și aveți 5 exerciții și nu vă puneți să lucrați doar un exercițiu de 4 ori, 4 seturi. Nu! Luați fiecare exercițiu și repetați-le sub formă de circuit. Da? Aveți uh, uh, spate, umeri, spate, umeri, abdomene. Da? faceți le toate pe rând, după aia reveniți iar la primul și atunci automat măriți intensitatea și intervalul acestui antrenament și vă va, ajuta, vă va ajuta să ardeți și mai mult grăsimea din corp și veți crea acea definire a, a, a luptătorului. Da, ați văzut că majoritatea luptătorilor pe care îi urmăriți în UFC, în K-1 și așa mai departe, nu sunt ca și uh, cei din competițiile de bodybuilding, adică foarte mari și masivi. Uh, toți sportivii, uh, toți luptătorii pe care îi urmăriți în UFC, în K-1 și așa mai departe, sunt sportivi cu o constituție atletică subțire, nu sunt foarte mari. Da, în categoriile superioare de kilograme în acest sport, dar probabil sunt un pic mai mari, dar ați văzut că și acolo nu este acea uh, pompare musculară care o vedem la uh, sportivii de bodybuilding care sunt foarte rigizi în mișcări, da? un sportiv de, de combat, da, un sportiv din UFC sau K1, trebuie să, fie, trebuie să fie foarte agil, da, Cum, uh, poate mă, urmăriți pe mine pe YouTube și așa mai departe. Ați văzut că într-o competiție de trebuie să fii foarte agil, rapid și uh, nu trebuie să fii rigid. De aceea, acest tip de antrenament hit te ajută foarte mult să fii uh, agil, să fii rapid. Dar chiar dacă poate mergi la pădure la lemne, da? te va ajuta acest tip de antrenament să fii mai rapid, să fii mai agil, să nu obosești atât de repede, da? să cari un buștean și după aceea să fii obosit. Dacă dacă pui un bodybuilder să Muncească o zi întreagă, probabil va fi foarte greu pentru că el este obișnuit cu mișcări izolate. Când aici trebuie să faci antrenamente cursive, da? să ai sub formă de circuit la o anumită intensitate. De aceea vă recomand foarte mult acest de antrenament. Și despre acest de antrenament am făcut și câteva videouri, dar o să las în descriere și uh, câteva video-uri despre acest de antrenament, însă o să fac în continuare uh, câteva videori despre cum mă antrenez acum, cum mi-am îmbunătățit antrenamentele de acest tip hit da? și cum vă va putea ajuta să obțineți acel fizic de luptător, probabil care mulți dintre voi v doriți, sau de luptătoare, Amazon, că, da? Ați văzut și Amazon, cele nu sunt uh, de fitness, nu arată ca și fetele din competițiile de fitness, sunt. Uh, suple și așa mai departe. Bun. Treceți la treabă, încercați, puneți în aplicare ceea ce învățați și vedeți ce funcționează pentru voi și ce nu. Aceste lucruri le folosesc atât eu, cât și clienții de mei și uh, probabil mi este ușor să spun uh, despre aceste lucruri pentru că am o experiență de 10 ani și deja mi-am format o disciplină. Însă, când primesc feedback-ul de la clienții pe care îi antrenez și îi îmi conferă și mai mult încrederea și credibilitate că ceea ce eu fac și ceea ce le recomand lor este eficient. Și vă îndemn și pe voi să încercați și să lăsați în rubrica au comentarii cum funcționează pentru voi aceste două strategii. Și întrebarea zilei. Ce tipuri de antrenament vă place vouă să faceți ce mai mult? Lăsați-mi în rubrica au comentarii răspunsul la această întrebare. Până atunci, spor la treabă, dați tot ce mai bun voi și dacă v-a plăcut acest video, nu dați dați un like subscribe la canal dacă nu v-ați abonat până acum și cel mai departe poate inspirăm și pe ceilalți să se apuce să facă mișcare. Spor la treabă și o zi excelentă campionat. Ciao.